cu informația de ultimă oră. Laura Cuțachevești va fi audiată mâine de secția de procurori CSM în legătură cu propunerea făcută de ministrul Justiției privind revocarea sa din funcția de procuror șef al DNA. Discuția este despre ora la care va fi audiată Laura Cuțachevești și se pare că, iată, în sfârșit, această audiere are loc mâine, la mai puțin de o săptămână de la propunerea lui Tudorel Toader. Mai multe informații vin de la colega mea Corina Matlinski. Corina, bună dimineața! Cum se va desfășura această audiere? Ce informații sunt până la această oră? Bun găsit, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. În urmă, cu scurt timp, cei de aici de la CSM au decis ca mâine să o cheme pe Laura Codruța-Chioveș și în jur de ora 14 încă sunt discuții cu privire la această oră pentru a da explicații cu privire la acel raport. Rămâne să vedem dacă șefa DNA va veni sau nu. Trebuie să explice punct cu punct cele 20 de lucruri care îi se impută de către ministrul Justiției Tudorel Toader, printre care faptul că avea o autoritate, că era excesiv de autoritară, că s-ar fi băgat în dosarele procurorilor din subordine și că nu și-ar fi controlat procurorii și nu ar fi luat măsuri în momentul în care acele înregistrări au ieșit în spațiul public. De altfel, ne amintim că a doua zi după ce ministrul Justiției a spus că propune revocarea șefei DNA, Laura Codruța-Chioveș, a spus că va veni în momentul în care îi se va cere pentru a da aceste explicații aici la CSM. Consiliul care trebuie să dea un aviz consultativ pentru președintele Klaus Iohannis, aviz pozitiv sau negativ. Urmează să vedem ce se va întâmpla mâine și ce vor hotărâ cei de aici după ce vor discuta cu șefa DNA. Mulțumesc foarte mult! Informația momentului, așadar, Laura Cuțachevești și audiată mâine la